Reprezentanții PNL și PSD Cluj cred că Sorin Apostu trebuie să renunțe la funcție chiar dacă justiția nu-l va găsi vinovat și asta din cauza suspiciunilor grave care planează asupra sa. PSD Cluj cere de urgență demisia domnului Apostu din funcția de primar, având în vedere că nu mai poate reprezenta cu încredere și cu cinste și cu onoare această instituție. Cei din opoziție sunt de părere că și premierul Emil Boc trebuie să răspundă, atât din punct de vedere moral, cât și politic, pentru acuzațiile de corupție care planează asupra unor lideri PDL de la Cluj. Să-și dea demisia din funcția de prim-ministru. Dacă dânsul consideră la această oră că nu are nimic să-i reproșeze lui Sorin Apostu și administrației locale, să rămână în continuare în funcție. Dacă nu, este obligat să-și asume, așa cum v-am spus, acest dezastru. Premierul Emil Boc este cel care l-a propus și susținut pe Sorin Apostu pentru funcția de primar în 2009.